Toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate să limiteze cantitatea de acizi graș trans nesaturați din alimente. Decizia a fost adoptată recent de Comisia Europeană. Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente considerate responsabile pentru declanșarea unor afecțiuni precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, diabet, cancer și Alzheimer. Se estimează că anual mor 50.000 de oameni în Europa din cauza acestor acizi, inclusiv 3.000 din România. Produsele alimentare care nu vor respecta noile reguli nu vor mai putea fi introduse pe piață după data de 1 aprilie 2021. Măsura vizează alimentele bogate în grăsimi procesate, precum margarina, produsele de tip fast food, mezelurile, produsele de patiserie, prăjiturile, biscuiții, popcornul pentru microunde, chipsurile, mâncarea semipreparată sau supele la plic. Acizii trans sunt substanțe obținute pe cale industrială, nefiind folosite niciun fel de surse naturale. Pe piața europeană există în acest moment produse care conțin chiar și 40-50% grași trans nesaturați, în special pe piața sud și sud-est europeană. Acizii trans sunt folosiți pe scară largă de producătorii de alimente procesate din întreaga lume, deoarece fac ca produsele să arate mai atrăgător chiar și după mult timp și le prelungesc substanțial termenul de valabilitate. Prin noul regulament adoptat, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să limiteze cantitatea de acizi trans la maximum 2% din conținutul produselor alimentare. Danemarca, Elveția, Austria, Islanda, Norvegia și Ungaria au introdus deja în legislația proprie această limitare.